Criză politică la Camera Deputaților. Opoziția a testat majoritatea PSD-ALDE și a cerut revocarea lui Liviu Dragnea de la conducere. Scandalul a debutat după ce prim vicepreședintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut în plen înlocuirea lui Liviu Dragnea de la conducerea acestui for legislativ, dar și cea a lui Florin Iordache, cel care conducea ședința de plen. Vă solicităm vot pe cele două propuneri de procedură și în același timp dumneavoastră să părăsiți acest scaun. Îl ocupați ilegal, îl ocupați abuziv. Folosiți o majoritate parlamentară în dispreț față de tot ceea ce înseamnă principiul al unei instituții democratice fundamentale și acum vă propunem sistarea dezbaterilor și vot pe cele două proceduri. Am vrut să văd până unde puteți merge cu interpretarea regulamentului. Numai puțin, vreau să vă citesc această decizie. Din data de 4 decembrie 2018, decizie privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților. În temeiul articolului 34 și 35 de regulament, articol unic, în data de 5 decembrie, adică astăzi, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte. Discuțiile în contradictoriu despre prevederile regulamentului s-au prelungit 10 de minute. În cele din urmă, opoziția a cerut suspendarea dezbaterilor și vot pe aceste propuneri. Vreau să vă anunț că nu voi mai pleca de la acest microfon și că există posibilitatea să intrăm în grevă parlamentară dacă dumneavoastră nu supuneți la vot, dacă aveți majoritate, supuneți la vot. Dacă nu supuneți la vot, înseamnă că nu aveți majoritate. La cererea grupului PSD, ședința a fost întreruptă timp de o jumătate de oră pentru consultări. După pauză, însă, circul a continuat în același ton. Ba mai mult, lucrurile s-au aprins și mai tare după ce liberalii au încercat să preia conducerea ședinței. Domnule președinte de ședință, în calitatea mea de vicepreședinte al Camerei Deputaților, doresc să supuneți la vot prelungirea ședinței cu o oră. Cine este pentru? Dar nu conduceți dumneavoastră, domnul coleg. Conform articolului 145 din regulament, am dreptul prin rotație să conduc ședințele. N-am condus nicio ședință până acum. Azi vicepreședinte. Dacă nu mai ești de mâine, nu contează, că nu-s căsătorit cu funcția asta. Cine este pentru? Deci, numai puțin, domnul vicepreședinte. Invit colegii să ia loc. Să numărați voturile. Domnul coleg, nu aveți ce număra. Vă rog să numărați secretarii voturile. Numai puțin. Vot. 112 voturi pentru. 112 voturi pentru. Domnul Pirtean, nu aveți ce supune votului. Stimați colegi, Constat că nu au fost îndeplinite condițiile cerute de regulament. Constat că în urma consultărilor liderii de grup nu au propus nimic și în aceste condiții constat că este ora 11:30 și închid ședința. Vă mulțumesc mult! După o jumătate de oră însă, discuțiile s-au reluat pentru votul final. Realitatea momentului este următoarea. Domnul Dragnea a fugit. De mult timp a fugit din fruntea Camerei Deputaților, însă a capturat statul român și Parlamentul României prin interpuși, exact așa cum fac infractorii. Domnul Iordache este cel mai umil și slugarnic interpus al domnului Dragnea. Majoritatea PSD-ALDE nu mai există. Punct. Nu mai există. 2. Liviu Dragnea este revocat din funcția de președinte al Camerei Deputaților. 3. Florin Iordache este revocat din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Florin Iordache a refuzat însă să țină cont de rezultatul votului anunțat de liberali și a cerut verificarea kvorumului. Apoi a concluzionat că nu există kvorum și a suspendat ședința.